Și cum erau zilele lui Noe, așa va fi venirea Fiului Omului. Căci cum erau în zilele acelea dinainte de potop, mâncând și bând, însurându-se și măritându-se, și n-au știut până a venit potopul și a luat pe toți, tot așa cum a fost în zilele lui Lot, în zilele Sodomei și Gomorei, mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. În ziua când a ieșit Lot din Sodoma, ploua foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Așa va fi venirea Fiului Omului. În vis mi s-a arătat că mă aflu pe un fel de deal, într-un mare oraș antic. În fața ochilor mei s-a deschis panorama turnurilor sale înalte, zidurile cetății, clădirile frumoase. În timp ce mă uitam la toate acestea, am fost surprins de prezența unui alt bărbat, care tot privea maestosul oraș. Îl vom numi omul din vis, deși, după cum veți vedea, se dovedește a nu fi o persoană obișnuită. Privind la străinul de lângă mine, l-am întrebat imediat: iartă-mă, unde ne aflăm și cum am ajuns în acest oraș atât de familiar? El s-a întors către mine și mi-a răspuns: aceasta este cetatea veche a Ierusalimului. Ne aflăm în anul 70 după Hristos. Anul 70 după Hristos? Dar eu știu din istorie că este anul ultimului asediu al Ierusalimului de către trupele romane. Omul s-a uitat din nou la mine și a spus: da, așa este. Este timpul asediului final asupra Ierusalimului și tu va trebui să prezinți poporului lui Dumnezeu un mesaj de avertizare și pregătire. Eho, treziți-vă! Am ratat introducerea. Numele meu este Emil și am plăcerea să vă prezint un vis interesant pe care l-am avut nu de mult. Am 39 de ani și sunt o persoană obișnuită din clasa de mijloc a societății. Dar ce este mai distinctiv despre mine este că provin dintr-o familie creștină. Și de când m-am născut, am fost educat să pun virtuțile și credința în Dumnezeu ca priorități principale în viața mea. Ba mai mult, familia mea este reprezentant al generației a patra, a cincea, care păstrează cele 10 porunci ale lui Dumnezeu în forma lor originală, așa cum sunt scrise în Biblie. Și din moment ce vom vorbi despre vis, ar trebui să subliniez că, în general, nu sunt unul dintre acele tipuri de oameni care visează mult. Visez foarte rar, chiar și așa numitele vise naturale. Și dacă mă întrebați ce lucruri m-au convins că acest vis nu este unul întâmplător și că e bine să-l împărtășesc și cu alte persoane, având experiență în studiul Bibliei, încă din copilărie, vă voi menționa profeția din cartea lui Ioel, unde se spune că în vremurile din urmă Dumnezeu va folosi vise profetice prin care va transmite mesaje poporului său. De asemenea, visul este despre asediul Ierusalimului din anul 70 după Hristos, eveniment istoric care ocupă un loc important în profețiile legate de evenimentele finale. Aceste profeții indică faptul că, în timpul de pe urmă,
Exact înainte de venirea împărăției lui Dumnezeu, va exista o perioadă dificilă și caracteristicile ei vor fi foarte asemănătoare cu asediul istoric al Ierusalimului din anul 70. Să atragem atenție și la cuvintele acestei profeții biblice. Când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul sfânt. Să păstrăm în memorie acest mesaj la care ne vom întoarce puțin mai târziu. Mai mult chiar, după ce mi-a fost dat visul, am primit trei dovezi clare în viața reală că nu este vorba despre ceva întâmplător. Așadar, după ce vă voi povesti visul în sine, vă voi prezenta și aceste pentru mine semne. Ele de asemenea sunt destul de interesante pentru că foarte rar se întâmplă o persoană să viseze un oarecare vis, iar apoi acesta să se manifeste în viața reală. Așa că, puneți-vă centurile pentru că ne-am întors din nou în povestea visului. Ierusalim, anul 70 după Hristos, am răspuns surprins și am continuat. Dar știu din istorie că acesta este anul ultimului asediu asupra orașului de către armata romană. Da, exact, acesta este timpul ultimului asediu al Ierusalimului și va trebui să prezinți poporului lui Dumnezeu un mesaj de avertizare și pregătire. Stați puțin, cu siguranță este vorba de o eroare. Eu nu sunt general, nici militar care organizează și duce lupte. Nu am nicio experiență în acest domeniu. Nu contează că nu ai carieră militară. Nu prin putere, ci prin înțelepciune va veni mântuirea. Probabil ați încurcat persoana. Eu nu trăiesc în acel timp al istoriei. Trăiesc aproape 2000 de ani după anul 70. Atunci omul din vis adăugă solemn. Trăiești chiar în acest moment al istoriei și să nu crezi că Dumnezeu poate permite o astfel de greșeală încât să deruteze pe om. Bine, bine, am spus într-un sfârșit. La urma urmei, dacă nu e nicio eroare, voi încerca să întreprind ceva. Dar de unde să încep? Dacă aș ști de ce forță dispune inamicul, atunci aș ști cum să ne pregătim. Poți cumva să-mi arăți puterile inamicului? Omul din nou s-a întors spre mine și a spus: Da, pot. Vino cu mine și îți voi arăta toate forțele inamicului. Dintr-o dată, peisajul orașului antic Ierusalim a început să se retragă din vizorul nostru până când a dispărut complet. În fața noastră s-a întins o câmpie enormă. Atunci mi-am dat seama că persoana cu care vorbeam nu era o persoană obișnuită. Întreaga câmpie era plină de mulțimi de trupe militare, soldați în marș, arme înspăimântătoare, iar numărul lor nu l-am putut enumera, întrucât nu puteam să-i văd marginea. Oh, dar această armată este atât de numeroasă și extrem de puternică, am exclamat. Avem o asemenea armată în Ierusalim ca să le putem rezista? Nu prin putere, ci prin înțelepciune, repetă el. Acum este timpul când puterea este dată fiarei și armatelor ei și nu prin forță îi se poate rezista. Dar în ceea ce privește poporul lui Dumnezeu din Ierusalim, el este împărțit în două grupe principale. Vino din nou cu mine să ți le arăt. Dintr-o dată zgomotul numeroasei armate s-a liniștit. Peisajul s-a schimbat și noi ne-am trezit din nou în orașul vechi, Ierusalim. Atunci omul din vis a strigat tare și a dat un ordin de genul:
deschideți porțile și lăsați primul grup să iasă. S-a deschis o poartă mare și de pe ea a ieșit o mulțime de oameni, aranjați unul după altul. Ei mărșăluiau în rânduri. La început am crezut că acestea sunt niște unități militare speciale, dar realitatea s-a dovedit a fi complet diferită atunci când primele rânduri au început să treacă pe lângă noi. Aceștia erau oameni obișnuiți. Fiecare ținea câte o Biblie în mâini și, în timp ce mergeau, priveau spre cer și ziceau ceva de genul: O, Doamne, care ești în ceruri, vedem că timpul sfârșitului se apropie și vom pieri. Miluiește-te de poporul tău, numai în mila ta e nădejdea. În timp ce îi priveam, omul din vis mi-a spus: Primul grup sunt oamenii rugăciunii în poporul lui Dumnezeu. Ei sunt grupul mai mic, dar ei sunt cei care își iau mai mult timp să cerceteze scripturile și să se roage. Acești oameni înțeleg timpul în care trăiesc, doar că ei își spun: Nu putem face nimic pentru a schimba cursul evenimentelor. Tot ce putem face este să ne rugăm. Și asta și fac. Dar rugăciunea este foarte importantă în astfel de momente, nu? Am adăugat eu. Da, rugăciunea este importantă, dar nu este suficientă. Fiecare trebuie să se pregătească practic, iar dacă nu o face, va cădea victimă asediului. Ok, am răspuns. Îmi poți arăta pe cel de-al doilea grup care se află în Ierusalim? Al doilea grup este mai numeros. Și cu toții sunt adunați în piața centrală a Ierusalimului. Vino cu mine și îi vei vedea. Apoi deodată ne-am trezit într-o piață imensă, în centrul orașului, unde se adunase o mulțime foarte mare de oameni. Ceea ce m-a frapat a fost faptul că erau aranjate multe mese în jurul cărora se adunaseră oamenii. Toți discutau ceva, păreau veseli, zâmbitori și fericiți. Un anturaj complet diferit de primul grup care tocmai îl văzuserăm, al oamenilor care se roagă. Apoi m-am întors spre omul din vis și l-am întrebat. Am crezut că toți s-au adunat aici să discute asediul care se apropie asupra Ierusalimului, dar nu înțeleg de ce toți par atât de veseli, fericiți și zâmbitori. De parcă se află la un fel de sărbătoare. Din păcate, acești oameni de fel nu realizează că se apropie asediul final și că se va întâmpla pe timpul lor. Vino cu mine acum, să trecem printre mese și vei afla cu ce se ocupă fiecare. Și așa am început să mergem printre mese, privind în jur și ascultând cu atenție ceea ce discută oamenii. Pe una dintre mese erau niște schițe de arhitectură, iar oamenii de acolo vorbeau despre viitoare proiecte de construcție. La o altă masă, tinerii discutau ce studii să urmeze și care sunt universitățile cele mai de prestigiu. La a treia masă, un băiat dorea o floare unei tinere și discutau despre data anunții. Pe o altă masă erau niște calculatoare cu diagrame și oamenii urmăreau schimbări pe piața valutară. Alții vorbeau despre ce mașini să-și cumpere și ce fel de case să-și construiască. M-am oprit brusc și l-am întrebat pe omul din vis: Ce se întâmplă aici? Toți oamenii vorbesc despre lucruri diferite și fiecare își face planuri de viitor. Dar nu văd pe nimeni să vorbească despre asediul care se apropie.
Da, corect ai observat, mi-a răspuns el. Aceștia sunt cei din cea de-a doua grupă a poporului lui Dumnezeu. Ei sunt grupul mai mare și ei își pregătesc caracterele pentru împărăția lui Dumnezeu, dar petrec mai puțin timp în studiul scripturilor și rugăciune, spre deosebire de primul grup pe care l-ai văzut cu ceva timp în urmă. De aceea, ei nu pot să recunoască pericolele vremurilor în care trăiesc. Ei își spun, crizele întotdeauna vin și trec. De la noi se cere să facem tot ce ne stă în putere. Viața continuă și noi ne vom face planuri și ne vom dezvolta până la capăt. Și când vor veni timpurile de pe urmă, Dumnezeu va avea grijă cum să ne conducă prin ele. Pentru moment l-am întrerupt și am adăugat, dar am văzut armata care se apropie adunată și pregătită de atac. Nu este posibil ca nimeni din acest oraș să nu știe despre asediul care se apropie. Unde sunt liderii și conducătorii acestor oameni? Cu siguranță ei vor ști despre asediul ce se apropie. Atunci omul din vin s-a răspuns, da, sunt mulți manageri cu diverse funcții și responsabilități și toți sunt adunați pe scena cea mare din mijlocul pieței. Acolo cântă la diferite instrumente muzicale, ca toată lumea de pe la mese să se simtă confortabil pe fundalul muzicii plăcute. Cântă la instrumente muzicale, am răspuns. Nu se poate într-un timp ca acesta. Du-mă să vorbesc cu ei. Am continuat să mergem printre mese, până când, într-adevăr, dintr-o dată, a apărut în fața noastră o scenă mare pe care se aflau mulți oameni ce cântau la diferite instrumente muzicale. În aer se simțea mângâierea unei muzici blânde și plăcute. Apoi m-am apropiat de unul dintre conducători și l-am întrebat indignat. Cum poți să cânți în momente ca acestea? Când se apropie asediul final al Ierusalimului. Bărbatul de pe scenă m-a privit, a zâmbit și apoi și-a întors din nou privirea și a continuat să cânte. În acest moment penibil, o altă persoană s-a apropiat de mine și mi-a spus poruncitor. Nu deranja lumea de la mese. Dumnezeu stă la cârma istoriei și veghează asupra poporului său. Iar dacă se apropie vreun pericol, noi liderii suntem primii care vom ști despre el. M-am întors atunci către omul din vis, care stătea lângă mine și mi-a ascultat în tăcere conversația cu liderii poporului. L-am întrebat, ce se va întâmpla cu planurile și visele tuturor acestor oameni când va veni asediul final? Totul va fi o deșertăciune și se va evapora într-o singură clipă. Când va veni asediul, fiecare se va gândi doar la cum să-și salveze viața. Dar va fi prea târziu. Doar cei care s-au pregătit din timp pentru asediu se vor putea salva de forța distructivă a inamicului. Cuprins de tensiune, l-am întrebat din nou. Dar cu ceva timp în urmă ai menționat că poporul lui Dumnezeu are nevoie de un mesaj de avertizare și pregătire. Ce pot face când nu văd nici măcar o persoană pregătindu-se pentru asediul care vine? Bărbatul din vis m-a privit, a zâmbit și și-a spus ultimele cuvinte în povestea visului. Tu știi ce să faci, tu știi. Am urcat atunci pe scenă. Dintr-o dată muzica s-a oprit. Oamenii de pe la mese au tăcut și și-au întors ochii spre mine. Am strigat cu glas tare. Nici unul nu este pregătit.
Nici unul nu este pregătit. Și așa cum se întâmplă adesea în poveștile de aventură, și visul meu s-a sfârșit la partea cea mai incitantă, în punctul culminant. Aceasta a fost povestea visului ultimului asediu. Ar fi fost frumos dacă ar fi existat o continuare să aflăm finalul acestei istorii. Dar da, din fericire există o continuare, ba chiar mult mai interesantă, întrucât s-a întâmplat în viața reală. Visul asediului final al Ierusalimului l-am avut pe data de 8 octombrie 2021. Era vineri seara spre sâmbătă. În dimineața următoare, sâmbătă, 9 octombrie, imediat ce m-am trezit, când încă stăteam în pat și mă gândeam la visul ciudat pe care l-am avut, mi-a sunat telefonul. Am răspuns la apel. De la capătul firului s-a auzit o voce de bărbat. Bună dimineața, Emil! Îmi pare rău că te trezesc atât de devreme. Astăzi trebuia să am o prezentare biblică, dar așa s-au aranjat circumstanțele că nu o pot face. Poți tu să faci o prezentare? Dar de ce mă anunți acum? Eu nu sunt pregătit, am răspuns. Îmi pare rău că ți-am spus în ultimul moment, dar sunt sigur că te vei descurca. Ok, ok, am răspuns. Voi încerca să întreprind ceva. După conversație, m-am gândit la cuvintele. Poți să faci o prezentare? Bine, voi încerca să întreprind ceva. Seamănă un pic cu situația din vis, când mi s-a spus. Va trebui să prezinți poporului lui Dumnezeu un mesaj, iar eu am răspuns. Voi încerca să întreprind ceva. Nu cumva Dumnezeu vrea să prezint acest vis? Mi-am spus însă, la acest vis mă voi gândi mai târziu. Acum să văd ce să fac cu prezentarea din această dimineață. Până la urmă am decis că voi alege o prezentare video de pe internet, pentru că acolo totul este deja gata. Mi-am deschis imediat computerul, am intrat în YouTube și am văzut multe prezentări aliniate una după alta. Prima dintre ele însă mi-a atras imediat atenția. Am deschis această prezentare și deodată pe ecran a apărut o poză care m-a șocat. O priveam surprins. Este vorba despre una dintre cele mai cunoscute picturi legate de asediul Ierusalimului. Și după cum puteți vedea, chiar și autorul acestei prezentări, în colțul de sus, a scris cu cifre mari anul în care asediul a avut loc, 70 după Hristos. Uitându-mă la această imagine, m-am gândit, cred că continui să visez. Anul 70 după Hristos, asediul Ierusalimului. Dar mai este un lucru interesant. Această prezentare a fost intitulată după cum urmează. Urâciunea pustiirii așezată în locul sfânt. Așa cum m-am menționat cu puțin timp în urmă, sunt exact cuvintele din Biblie, din profeția despre asediul Ierusalimului. Foarte interesant. În noaptea aceea am avut un vis în care se spunea că mă aflu în vechiul oraș Ierusalim și anul este 70 după Hristos. Imediat după ce mă trezesc,
Îmi deschid computerul și primul lucru care îmi apare, cea mai recentă publicație, este despre același eveniment. Mi-am spus că aici ceva se întâmplă și cred că știu cine este implicat în această lucrare. Nu are cum să se întâmple asta doar așa, din coincidență. Acesta a fost primul semn care m-a convins că visul nu a fost unul întâmplător și că Dumnezeu a vrut să-l prezint și altor oameni. Zilele au început să treacă, iar eu mă tot gândeam la acel vis și la cele întâmplate în ziua de sâmbătă, 9 octombrie 2021. A venit noul an, 2022, luna ianuarie. Interesant e că toate țările au început să relaxeze așa numitele măsuri restrictive. Nu mai era nevoie de certificate verzi, de teste de călătorie. Părea că în fața tuturor stă un an fericit, liniștit și plin de călătorii. Gândindu-mă însă și la vis, mi-am dat seama că istoria acestuia, plină de asedii, trupe, bătălii, acțiuni militare, de fel nu se combină cu prognoza noului an. Zilele continuau să treacă. Când am avut visul, îmi doream ca Dumnezeu să îmi arate că e de la El și asta s-a întâmplat în viața reală. Dumnezeu mi-a dat acest semn chiar în acea dimineață. Timpul a trecut până când calendarul s-a oprit la data de 24 februarie 2022. Dimineața, când am auzit la știri că s-a anunțat operațiune militară între Rusia și Ucraina, pe de o parte am fost șocat, dar pe de altă parte începeam să înțeleg că evenimentele mondiale se îndreptau către un scenariu familiar. Scenariul din povestea visului pe care l-am avut recent. Oare nu cumva acum este momentul potrivit să-l împărtășesc? Dar în aceeași zi, în după-amiaza zilei de 24 februarie, m-am întâlnit cu o persoană cunoscută. Am vorbit despre ce se întâmplă. Ai auzit de război? Da, am auzit, răspunse el. Ce zici, nu are asta legătură cu profețiile biblice legate de vremurile sfârșitului? Persoana cu pricina s-a întors către mine și mi-a spus: puțini sunt oamenii care pot vorbi mai concret despre o pregătire practică pentru aceste vremuri în care trăim. Apoi s-a oprit pentru o clipă, m-a privit și a continuat cu un apel pe care nu-l mai primisesem până acum în întreaga mea viață. Emil, știi, cred că a sosit momentul când ar trebui tu să vorbești despre aceste lucruri. Tocmai în acest moment ne-a întrerupt o altă persoană și ambii au plecat undeva. Eu însă am rămas cu gândul la cuvintele acestui prieten. Acum este momentul să vorbești despre aceste lucruri. Acum, pe 24 februarie, despre ce lucruri? Bineînțeles că acest om nu știa nimic despre visul pe care l-am avut, dar în cuvintele, acum este timpul, când tu trebuie să ieși să vorbești, am recunoscut încă un semn că Dumnezeu vrea ca acest vis să fie auzit. Deci, exact pe 24 februarie 2022,
Ziua în care s-a deschis o nouă pagină militară în istoria lumii, mi s-a dat o altă confirmare că acum era momentul să prezint povestea acestui vis. Și poate că acest vis are legătură și cu această zi? Dar foarte curând, după aceea, a apărut un alt semn, al treilea. Semn că acest vis are o oarecare implicare divină și că nu este întâmplător. S-a întâmplat într-o duminică dimineața foarte devreme. Afară era încă întuneric, iar eu m-am trezit și nu mai puteam dormi. În timp ce mă gândeam ce să fac și cum să folosesc timpul, am decis că este un moment bun pentru a schița punctele principale din prezentarea video ce urma să o fac despre vis. Așa că am luat niște foi albe, un pix și am ieșit din cameră. Am închis atent ușa după mine și m-am așezat pe fotoliul de pe hol. Nu mi-am dat însă seama că mi-am luat foi, un pix, dar nu am luat o carte sau ceva mai tare să folosesc ca suport. Nu puteam scrie nimic. Aveam nevoie de ceva tare. Acum, dacă mă întorc, cu siguranță îi voi trezi pe ceilalți, m-am gândit. De unde pot lua ceva depus sub foaie? Exact în acel moment am observat lângă mine un fel de carte. Cineva lăsase acolo o carte. Am luat-o în mâini. Aceasta este carte. Și când m-am uitat la ea, din nou am rămas uimit și m-am pus iarăși pe gânduri. Era o carte cu povestiri biblice pentru copii și pe coperta din față avea o imagine mare. Era o imagine cu visul lui Iacov. Scara cu îngerii coborând și urcând pe ea și Dumnezeu care stătea deasupra. Foarte interesant. Aveam nevoie de o carte să o folosesc ca suport pentru foile pe care urma să scriu visul despre asediul Ierusalimului. Și cineva, știm bine cine, făcuse ca un copil să-și lase o carte exact în locul unde urma să fiu eu în acea dimineață. Și exact acea carte pe coperta căreia era imaginea tot a unui vis, și nu orice vis, ci visul biblic al lui Iacov. Visul cu scara, îngerii și Dumnezeu care stă deasupra și rostește asigurarea. Sunt cu tine oriunde mergi în această călătorie. Tocmai de această asigurare, Iacov avea cea mai mare nevoie la începutul acestei călătorii. Exact de această asigurare aveam și eu nevoie în acea dimineață de vreme, când eram pe cale să încep călătoria visului despre ultimul asediu. Și Dumnezeu a avut grijă ca eu să primesc această asigurare prin această carte pe care un copil o uitase exact chiar unde urma să stau. Uitându-mă la această imagine, am înțeles și mai clar că prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu se află cu mine în călătoria visului despre ultimul asediu, așa cum s-a aflat în visul și călătoria lui Iacov. Călătorie în care și-a primit noul nume, Israel. O călătorie în care s-au născut cele 12 triburi ale lui Israel și un nou popor a apărut pe scena mondială. Un popor care în toate epocile viitoare va fi purtătorul legământului și legii lui Dumnezeu.
o națiune din care avea să se nască Mesia, cel ce a adus binecuvântare tuturor neamurilor de pe pământ. Visul lui Iacov reprezintă de fapt începutul divin al călătoriei poporului lui Dumnezeu. Și așa am luat această carte a visului lui Iacov. Mi-am pus foile deasupra și am început să scriu visul care l-am avut despre ultimul asediu al Ierusalimului. Visul care vorbește de fapt despre călătoria finală a poporului lui Dumnezeu. Acestea au fost cele trei puncte principale, semne, dovezi, care m-au ajutat și m-au convins că acest vis despre ultimul asediu al Ierusalimului nu este o întâmplare și că Dumnezeu stă în această călătorie a visului. Aceasta deci a fost povestea visului despre asediul final al Ierusalimului și unul dintre mesajele lui centrale este că ultimul asediu din profețiile Bibliei a fost pus în mișcare, că a venit vremea începutului lui. Și cred că nu este greu să ghicim care este data și care este ziua acestui început. De aceea este necesar să înțelegem mai în detaliat care sunt principalele caracteristici profetice ale acestui ultim asediu și, prin urmare, ce pregătiri practice ar trebui să întreprindem. Poate cunoașteți multe aspecte importante ce țin de această pregătire. Rămâne întrebarea hotărătoare dacă veți decide să le implementați în viața dumneavoastră. Și amintiți-vă că omul din vis a spus că acum este momentul potrivit să facem această pregătire. Și dacă pierdem acest timp potrivit, atunci chiar va fi prea târziu. Poate v-ați recunoscut într-unul dintre grupurile care au fost arătate în vis. Poate v-ați văzut defilând în prima grupă a celor ce mereu se roagă și studiază neîncetat scripturile. Sau poate stăteați în piața centrală planificându-vă viitorul de vis. Sau poate vă aflați pe scenă și purtați pe umeri responsabilitatea de lider. La urma urmei, nu contează în ce grup v-ați recunoscut, când rămâne întrebarea hotărătoare. Ce să facem cu cea mai importantă veste pe care o aduce visul despre asediul final al Ierusalimului? Și aceasta este. Nici unul nu este pregătit. Nici unul nu este pregătit.